A cincea ediție a evenimentului sportiv Sport Guru Timișoara 21K va avea loc în 17 martie, între orele 8 și 13. Circulația rutieră va fi închisă în zona Bulevardului I.C. Brăteanu, strada 20 decembrie 1989, Bulevardul C. de Loga, Bulevardul Regele Ferdinand I, Splaiul Tudor Vladimirescu, Bulevardul Mihai Viteazu până în piața Nicolae Bălcescu, Bulevardul Vasile Pârvan, Splaiul Nistrului, strada Pestaloții. Iată câteva restricții a circulației mijlocelor de transport în zona desfășurării evenimentului. Pe tronsonul cuprins între Poșta Mare și Complexul Studențesc, troleibuzele liniei 16 vor circula tur-retur pe traseul liniei 15. Autobuzele liniei E8 între Ciclop și Piața Nicolae Bălcescu vor circula tur-retur pe traseul Strada Iepurelui, Strada Ștefan cel Mare, Bulevardul Eroilor de la Tisa, Strada Cluj pentru dus, Alea Fecerii Pensia pentru întors, Strada 1 decembrie 1918 pe linia de tramvai, Piața Nicolae Bălcescu. Autobuzele liniilor 33 și 33B, E7 vor întoarce în Piața Regina Maria.